Între 11 și 15 mai 2022, Asociația Stechium, în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, organizează în curtea Muzeului de Artă din Satu Mare, Piața Libertății numărul 21, expoziția cu vânzarea de cactus și plante suculente. La expoziție participă colecționari din Satu Mare, Baia Mare, Cehal, Genci, Sighetul Marmației și Timișoara. Cactusii sunt plante suculente care provin de pe continentul american, toate cele partea de nordică, continentul nord-american, central și partea sudică. Sunt cam peste 30-40 de mii de specii, diferite genuri, și în cadrul genurilor găsim speciile. Sunt plante suculente care foarte multe provin din munți, adică de la înălțime, parte mai unde este temperatura mai răcoroasă, bate vântul în continuu. Deci nu este călduros cum este la noi aici în Peșes, așa. Sunt foarte multe plante care rezistă și la frig, mai ales asta de munți înalți. Cactusul se regăsește și la înălțime de 4000 de metri. Sunt și plante decorative. Sunt părți care sunt și plante comestibile, mai ales fructele la anumite specii de marinaria, cum se numește, este un gen foarte mare, marinaria, care conține peste 400 de specii. Sâmbătă 15 mai de la ora 13, copiii sunt invitați la o acțiune de plantare comună cu scopul de popularizare a plantelor suculente și a cactușilor. Plantele pe care copiii le sădesc rămân amintire pentru ei. Tot sâmbătă 15 mai de la ora 19, cei interesați sunt invitați să urmărească o prezentare în aer liber despre lucruri cunoscute și necunoscute din lumea plantelor suculente și a cactușilor. Fiind o expoziție în aer liber, organizatorii speră ca vremea să fie favorabilă pe durata expoziției și îi așteaptă cu drag pe toți iubitorii de plante.